Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri, iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Victorie importantă pentru Laura Codruța Kövesi și în cursa pentru șefia parchetului european. Fosta șefa DNA a primit cele mai multe voturi în Comisia de Libertăți Civile a Parlamentului European. Polițiștii au făcut percheziții la Spitalul Sanador din București, reclamat de Casa de Asigurări, că ar fi cerut bani de la stat pentru decontarea 200 de operații plătite de pacienți. Iar Poliția de Frontieră a deschis focul în Marea Neagră după ce o navă de pescuit cu 10 braconieri turci la bord a intrat în apele noastre teritoriale. Codruța Kövesi a obținut astăzi încă o victorie importantă în cursa pentru șefia viitorului parchet european, organism care va investiga fraudele cu fonduri europene și TVA. Fosta șefa DNA a strâns cele mai multe voturi în Comisia de Libertăți Civile a Parlamentului European, dar a reușit să impresioneze și pe membrii Comisiei de Control Bugetar. Întoarsă în țară, ea a fost așteptată cu flori de simpatizanți și a declarat că este alături de colegii săi magistrați care protestează în aceste zile față de modificările aduse legilor justiției. Jean-François Bonner is 22 votes, Laura Codruța Kövesi is 26 votes, and Andreas Ritter is 1 vote. Victoria Codruței Kövesi a fost anunțată puțin după ora 12. Din cei 49 de europarlamentari care au votat, mai mult de jumătate au fost de părere că fosta șefă a DNA ar trebui să conducă viitorul parchet european. Acest vot nu este doar pentru mine, acest vot este pentru tot sistemul de justiție român. Acest vot este pentru toți cetățenii din România care în ultimii ani au susținut lupta corupția și au susținut statul de drept. M-am înscris singur în această procedură, m-am înscris ca procuror, ca profesionist. Nu am avut sprijinul guvernului de la București, nici nu l-am cerut, nici nu l-am așteptat și nici nu l-aștept. Europarlamentarul ALDE Maria Grappini, care a contestat-o puternic pe Kövesi, s-a grăbit astăzi să numere voturile colegilor săi. Eurodeputata Judith Sargentini, din grupul Verzilor, a observat însă cum Grappini sărise un vot dat în favoarea Laurei Codruța Kövesi și a refăcut numărătoarea. Victoria de astăzi vine după ce aseară Laura Codruța Kövesi a primit 12 voturi de la Comisia de Control Bugetar. Contracandidatul său francez a primit 11, iar cel neamț un vot. Aceeași Maria Grappini a încercat să o pună în dificultate pe fosta șefă DNA. Și doamna Kövesi, pentru că ați răspuns inexact, ca să nu spun că ați mințit, CSM astăzi v-a dat un răspuns că la contestația făcută că nu vi s-a refuzat gradul de parchet, gradul profesional de parchet general. Cum răspundeți la acest lucru? Până acum nu au fost astfel de schimburi, să menținem acest spirit de dragul candidatei. Laura Codruța Kövesi a avut însă parte de susținerea mai multor europarlamentari străini. Curajul dumneavoastră a inspirat foarte multă lume în întregul continent, nu doar în România. Ați fost imaginea luptei anticorupție în țara dumneavoastră. Noi de la Comisia de Control Bugetar vă cunoaștem foarte bine. Ne-ați dat încredere în România și în sistemul românesc de a combate cazurile de fraude. Românca i-a impresionat pe membrii comisiei, atât prin pregătirea sa, cât și prin onestitate. Invitată să răspundă la o întrebare în limba engleză, deși avea dreptul să o facă în română, a recunoscut că este emoționată. Dacă puteți să-mi răspundeți în engleză, nicio problemă, avem interpreți buni, spune vorbitoarea. Știți, sunt om și eu, poate nu sunt perfectă. Sunt emoționată astăzi, pentru că e o zi importantă pentru mine și pentru colegii mei. De aceea e mai ușor pentru mine să vorbesc românește. Știu engleză, știu și franceză. Și dacă este important pentru dumneavoastră, pot vorbi în engleză cu dumneavoastră. Dar vă rog să înțelegeți că pentru mine și pentru colegii mei este o zi foarte importantă. Mulțumesc! Doamna Kövesi, fără să vrea, a ajuns în clipa de față un simbol care a depășit de mult granițele României. Problema pe care o are Uniunea Europeană nu se situează în Franța sau în Germania, care sunt țări donatoare, în primul rând, de fonduri europene, ci în țările din Est, în primul rând. Aici au loc deturnările, au loc furturile și cum? De obicei, prin cârdășie, prin participare a chiar a guvernelor.
a oamenilor politici, a miniștrilor. Deci, tocmai aici a arătat doamna Kövesi că are experiență și că are putere să se bată. Pe 7 martie, liderii Parlamentului European și cei ai Consiliului European vor stabili un calendar al negocierilor între cele două instituții. Comisia de negociere va trebui să propună un candidat unic, care ar urma să fie validat prin vot, atât de Parlamentul European, cât și de Comisia Ambasadorilor Uniunii Europene. Liderul PSD nu a vrut să comenteze succesul fostei șefe ADNA. Mai mult, le-a răspuns într-un mod surprinzător unor jurnaliști străini care l-au întrebat inclusiv despre acest subiect. Laura Codruța Kövesi s-a clasat pe primul loc în acest vot din Comisia Libe și Comisia Cont. I don't speak English. Oh, come on, I have you heard you speak English. You know, that is too easy. Come on, what do you say about Kövesi becoming prosecutor? Jurnaliștii de la postul public de televiziune germană au venit de mai mult timp în România și au făcut o anchetă despre dosarele în care Liviu Dragnea este acuzat că ar fi fraudat bani europeni. Aceștia ar fi cerut oficial interviuri cu liderul PSD și pentru că nu au primit niciun răspuns, l-au abordat pe Dragnea pe holurile Parlamentului. Președintele Klaus Iohannis și procurorul general au aflat despre victoria Codruței Kövesi când erau la ședința de bilanță a Ministerului Public. Ce cred cei doi despre ce se întâmplă acum în justiția din România, aflați imediat. Un nou scandal lovește unul dintre cei mai importanți furnizori privați de servicii medicale din țară. Polițiștii care investighează criminalitatea economică au făcut percheziții la sediul din București al Spitalului Sanador, după ce au primit informații din partea Casei de Asigurări că unitatea sanitară ar fi cerut bani de la stat pentru decontarea unui număr de 200 de operații, deși fusese replătite de pacienți. Reprezentanții spitalului au anunțat că vor colabora cu organele de anchetă. Investigațiile durează deja de câteva luni, timp în care decontările cerute de spital sistemului de asigurări de stat au fost supravegheate. Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au urcat direct la etajul al treilea și ridică documente care ar trebui să clarifice suspiciunile de înșelăciune și fals în acte sub semnătură privată. Practic, reprezentanții Sanador sunt suspectați că ar fi falsificat documente pe care le-au trimis mai apoi la Casa de Asigurări, astfel încât să primească înapoi bani deja plătiți de pacienți pentru anumite intervenții la inimă. Vorbim de operații scumpe, care au scos din buzunarul familiilor 10.000 de euro. Fiul unui pacient care a murit recent, după o intervenție de reparare a unei valve cardiace, spune că a achitat peste 40.000 de lei. Inițial a plătit el prin cont 32.800 de lei, după care, când era după intervenția chirurgicală, mi-a mai depus eu încă 10.000 de lei. Deci, în total, cred că vreo 42.800 de lei. Mi s-a explicat că ar putea fi decontată de Casa de Asigurări de Sănătate. A fost folosit cardul eu nu știam că a fost folosit cardul, maică mi-a spus. Legea actuală interzice ca pentru un serviciu medical plătit de pacient să fie cerută rambursarea banilor de la Fondul Asigurărilor Publice. Un medic cardiolog care dă consultații în spital spune că nu știe despre presupusele decontări abuzive. Nu știu cine se ocupă cu treaba asta, că nu cred că cei care operează sau... N-am informația. Spitalul Sanador a emis un comunicat în care asigură că instituția va colabora cu organele de anchetă și va furniza toate datele și documentele cerute de polițiști. În plus, avocatul care reprezintă interesele spitalului prezintă problema drept un atac asupra sistemului privat de sănătate. Asistăm la un armagedon așa împotriva sectorului privat. Încearcă demonizarea profitului, normal că orice companie, orice societate comercială, până la urmă e făcută să obțină profit pentru acționari. Spitalul Sanador a fost acum 4 luni în centrul unei alte anchete de proporții. Asta după ce un băiețel de 1 an și 10 luni a murit la câteva ore după o operație de hernie inghinală. Raportul medico-legal a arătat drept cauză a decesului o hemoragie internă masivă, provocată cel mai probabil de o manevră medicală greșită. Dosarul este încă la parchet. Încă un șarlatan care zicea că este doctor a fost depistat în București. Are 26 de ani și pretindea că este medic specialist în ortopedie, medicină generală, dar și alte specializări și consulta pacienți într-un cabinet particular. Polițiștii au dat de urmă după ce a păcălit o femeie pe care a mințit-o că i-a făcut un RMN pentru care a și plătit. În cabinet, oamenii legii au găsit ștampile și diplome despre care cred că sunt false. Numele tânărului nu apare în bazele de date ale vreunei facultăți de medicină, spun anchetatorii. Suspectul a fost arestat.
Ionuț Grigore are 26 de ani și își racola clienții pe internet. Se prezenta drept medic specialist în ortopedie și traumatologie. Nu erau însă singurele specializări. Falsul medic scria că are competențe și în homeopatie, medicină holistică, psihologie, chiropraxie și analize computerizate. Își chema clienții în sectorul 3, pe bulevardul energeticienilor, acolo unde își închiriase un spațiu. El unde își făcea reformă? Aici, în cabinet. Și vedeați mulți pacienți? Făcăți proste. Ce tip de doctor se vedea el? Nu, sau ortoped. Făcea fizioterapie. Cabinetul așa zisului medic se afla în această clădire la parter. Aici a venit și femeia de 34 de ani care credea că va fi consultată de un medic ortoped. Acesta a păcălit-o că îi va face un remene. Pacienta și-a dat seama că ceva este neregulă abia când a ajuns cu documentele într-un spital de stat. Acolo, adevărații medici au spus că fișa imagistică este o invenție și că de fapt nu i-a fost făcut niciodată remeneul pentru care a plătit câteva sute de lei. Femeia a mers apoi la poliție. După ce au strâns probe, polițiștii l-au reținut pe Ionuț Grigore și în această seară bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Ați urmat studiile facultății de medicină? Alte curse. Ce analize făceați acolo la cabinet? Ce consultații? Numai medicină complementară. Asupra lui au fost găsite mai multe ștampile inscripționate clar în sistem medical și de asemenea au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor mai multe documente. Aici vorbim despre diplome și diverse autorizații unde există presupunerea rezonabilă că nu sunt reale, că sunt false. Și s-a constatat că o persoană cu aceste date de identificare nu există în baza de date. Polițiștii îi roagă pe cei care îl recunosc pe Ionuț Grigore și au fost consultați ori tratați de el să meargă la secția 11 de poliție și să depună plângere. Tânărul este cercetat pentru înșelăciune, exercitarea unei profesii fără drept, falsificare de instrumente oficiale și fals material. Incident sângeros în Marea Neagră. Polițiștii de frontieră au deschis focul după ce un pescador turcesc a pătruns fără drept în apele românești ca să pescuiască ilegal calcan. Trei marinari ar fi fost atinși de gloanțe. În trecut, nava străină a mai fost prinsă de trei ori în timp ce bracona la noi. Nava de pescuit Ostic Chenol cu 10 braconieri turci la bord a fost depistată de radarul Poliției de Frontieră la 65 de mile est de Constanța, în zona economică exclusiv a României. Pescarii turci au fost somați să oprească pentru o verificare, dar au încercat să fugă spre apele internaționale. Ca să-i oprească, polițiștii de frontieră au tras mai multe focuri de avertisment și ulterior și-au îndreptat tirul de gloanțe spre motorul pescadorului. Ca să scape de polițiștii de frontieră, braconierii turci au cerut ajutor prin radio unei nave cargo, înregistrată la Istanbul, pe care au folosit-o apoi drept scut. Presa din Turcia a relatat ulterior că proiectilele trase de polițiștii români de frontieră i-au rănit pe trei dintre marinarii aflați la bordul pescadorului. Una dintre victime ar fi chiar comandantul. Nava Ostic Chenol a mai fost implicată în astfel de infracțiuni. Numele ei apare în trei dosare penale, deschise de parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. Autoritățile turce au informat Poliția de Frontieră cu privire la faptul că au sancționat administrativ echipajul navei Ostic Chenol pentru trecerea ilegală a frontierei și au sesizat autoritățile portuare din Istanbul cu privire la lipsa documentelor și autorizațiilor legale ale pescadorului. Cel puțin 100 de pescadoare turcești au fost interceptate în ultimii 10 ani de polițiștii de frontieră în zona economică exclusivă a țării noastre. S-au confiscat anual cel puțin 1000 de kilograme de calcan și sute de kilometri de plase pescărești. Braconierii turci pescuiesc în special calcan. Numai anul trecut, Poliția de Frontieră a recuperat de la ei aproape o tonă și jumătate de pește. Aici sunt resursele de pescuit cele mai bune. Calcanul crescut în mediul natural este mai gustos, are gust mai bun decât cel crescut în mediul artificial. Din vina lor suferă și fauna din Marea Neagră. Atunci când sunt urmăriți, turcii își abandonează plasele, care ajung adevărate capcane pentru delfini și testoase. Pe de altă parte, România are dreptul să captureze în fiecare an 57 de tone de calcan din Marea Neagră. Pentru că nu avem o flotă de pescuit, nu am reușit niciodată să atingem această cotă. Așa se face că în magazine se găsește în special calcan adus din alte țări. Potrivit importatorilor de pește, cea mai mare cantitate este adusă din Marea Nordului și din Spania, dar câteva sute de kilograme au intrat pe piața românească și din Turcia.
Ilie Năstase a fost condamnat astăzi la un an, 9 luni și 10 zile de închisoare. Magistratul, în fața căruia a recunoscut că s-a urcat băut la volan, apoi a circulat fără permis pe scuter, l-a declarat vinovat. Dar în același timp a decis să-i amâne aplicarea pedepsei cu o condiție. În următorii 2 ani, Năstase trebuie să aibă un comportament ireproșabil și nu are voie să conducă. În plus, va fi supravegheat de un consilier de probațiune, căruia fostul sportiv va trebui să-i dea socoteală. Sentința nu este definitivă, poate fi contestată atât de Ilie Năstase, cât și de procurori. Cu câteva zile înainte de începerea înscrierilor la clasa pregătitoare, în marile orașe s-a relansat afacerea cu vizele de flotant. Părinții care vor să-și dea copiii la școli bune, dar nu locuiesc în zona potrivită, dau câteva sute de lei ca să-și poată schimba domiciliul în acte. Iar proprietarii nu sunt sancționați, deși plata este ilegală. Paginile de mică publicitate sunt pline de anunțuri ale celor care vând vize de flotant în cartiere unde există școli cu prestigiu. În București, de pildă, vizele de flotant se vând cu câteva sute de lei. Pentru copil, da? Da, pentru copil, ca să-l înscriu la școală. Trebuie să mergem la evidența populației și să vă facă o viză de flotant. Cu această viză vă puteți înscrie copilul, pentru că știți că sunt doar o serie de străzi arondate în școlii respective. Cât m-ar costa toată treaba asta? 500 de lei. Pentru că există cerere, au apărut și intermediari care negociază luarea în spațiu în numele proprietarilor. Grija reală este să nu să se sesizeze legiuitorul, să spună, domnule, nu mai acceptăm decât cu proprietar, nu rezident. Direcțiunea școlii știe foarte bine situația. La recensământul școlar care se face în luna septembrie, octombrie, este o populație școlară de 4 clase și la înscrieri ies 10 clase. Ei știu că de unde apare acest dublu? Din vizi de flotant. Unii au făcut o afacere bănoasă din luarea în spațiu a familiilor care vor să își înscrie copiii la anumite școli. Grigore Măsil sau Colegiul Bănânsean. Oricare dintre astea cred că e în regulă. Suntem eu și noi în deliberări. Cu ce pot eu să vă ajut. Deci la astea două puteți. Da, exact. Uh-huh. Legea nu le interzice proprietarilor să ia în spațiu pe cineva pentru a-și putea înscrie copilul la o școală anume, însă plata în acest scop este ilegală. Cu toate acestea, până acum nimeni nu a fost sancționat, iar afacerea cu vize de flutant este încurajată de sistemul de învățământ românesc. Se pot înscrie în unitățile de învățământ copiii care aparțin circumscripției, evident, nu doar cei care au domiciliul stabil acolo, ci chiar și cei cu un domiciliu temporar cu vize de flutant. În Timișoara, de pildă, 6 școli primare sunt extrem de căutate de părinți. Unele și-au suplimentat clasele pentru că au foarte mulți elevi înscriși. Jumătate sunt ai noștri, adică cu domiciliu stabil în circumscripția școlară, și jumătate sau chiar mai puțin, 40%, sunt părinții care și-au făcut reședință, sigur cu acest scop de a putea înscrie copilașul în clasa pregătitoare la școala noastră. În școlile de stat, prima etapă de înscriere la clasa pregătitoare are loc între 4 și 22 martie. Continuăm cu scene uluitoare petrecute la Oradea. Un agent de la poliția rutieră a fost pur și simplu luat pe capotă de un șofer neatent. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Subofițerul dirija circulația într-o intersecție aglomerată când a fost lovit din spate. Șoferul vinovat spune că a fost orbit de soare și nu l-a văzut pe agent. Mașina nu avea viteză, așa că polițistul a scăpat fără răni grave. Vinovatului s-a întocmit însă dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Gara de Nord, cel mai mare nod de cale ferată din țară, pune în pericol milioane de călători an de an. Deși vorbim despre un monument istoric cu aproape 150 de ani vechime, nicio autoritate nu s-a învrednicit să-l repare. Oficialii se vaită că nu au fonduri, dar sume importante destinate gării au rămas necheltuite. Iar rezultatul se vede. Oricând se pot produce accidente serioase. Urmăriți un material realizat de inspectorul Pro. Intră palma și pe parte și palma. Și pe partea aceasta intră palma. Gara de Nord, un colos în degradare prin care trec anual 7,3 milioane de călători. Există pericol de accidentare, pericol de incendiu, de inundații, pere scrăpați și tencuieli care pot cădea în orice moment. O recunoaște până și Ministerul Transporturilor într-un document oficial. La ușa cealaltă este la fel de fisurat. Uitați, veniți să vedeți. Iarăși perete crăpat. Vorbim de nereguli care pot pune în pericol viața oamenilor și nimeni nu ia măsuri. Sindicatele acuză conducerea CFR pentru dezinteresul generalizat.
Nu se atrag fondurile europene care sunt date pentru infrastructura feroviară, pentru clădirile feroviare. Nu faci într-un an, nu faci în doi, dar totuși după Revoluție și până în prezent au trecut 28 de ani. Ultimele lucrări de reabilitare au avut loc acum 20 de ani, între 97 și 99. De atunci nu s-ar mai fi reparat nimic în cea mai mare gară din România, susțin sindicatele. Cu toate că oricând există riscul ca bucăți mari din pereții stației să cadă pe călători, conducerea CFR nu a afișat nicio atenționare de pericol. Impresia că dacă tragi, nu ai toată fațada. Nici documentul oficial al Ministerului Transporturilor nu ascunde dezastrul. Tâmplăriile din lemn de la ferestre și uși sunt degradate, putrede și deformate, ceea ce duce la infiltrații, iar pericolul de incendii e permanent în timp ce apa se scurge prin tablourile electrice, după cum se arată și în raport. Cum arată geamurile clădirii gării de noi și pereții. Sunt atât de uscate, nici nu e de mirare de intrare aici. Așadar, nimic nu e de mirare în gara de nord și totul e posibil câtă vreme cablurile și instalațiile improvizate atârnă peste tot. Uite cum sunt legate cablurile cu ață, cu funie, sunt improvizate toate. Dacă dumneavoastră o să sesizați și o să le vadă, sigur vor lua măsuri să remedieze această situație. Eu cred că ar fi trebuit să vadă înainte să sesizez eu. Da, da, așa este normal, așa ar fi trebuit, dar suntem în România și e posibil orice. Potrivit ordonanței 21 din 2002 privind gospodărirea localităților, instituțiile publice sunt obligate să întrețină imobilele în care își desfășoară activitatea, să facă reparații, amenajări și curățenie și, nu în ultimul rând, să atenționeze trecătorii asupra eventualelor pericole. Aici, la linia 14, da, chiar un document oficial al Ministerului Transporturilor spune că există pericol de accidentare a călătorilor la urcarea și coborârea din tren, dar la fața locului nu suntem atenționați. Da, nu suntem atenționați, dar într-adevăr lipsesc bucăți din peron și e posibil într-adevăr să-ți intre piciorul între peron și vagon și să fie diverse accidentări. Chiar am coborât de la trenul spre Pitești pe peron și pe peronul era mai ridicat decât platforma trenului. Trebuie să fii atent unde pășești, că altfel poți să-ți cazi între peron și mașina trenului. Raportul Ministerului Transporturilor confirmă și degradarea copertinelor. Din cauza învelitorilor ruginite și găurite, apa de ploaie curge de-a lungul peroanelor direct pe călători. Conducerea CFR susține că nu stă cu mâinile în sân. Anul trecut ar fi renovat câteva holuri și săli de așteptare, ar fi pus bănci noi și ar fi dat în folosință un sistem electronic de informare a publicului. Ar mai fi îmbrăcat în lambriuri niște chioșcuri de la capetele peroanelor. Oamenii au însă așteptări mai mari. Nu se pot mulțumi numai cu atât, mai ales că în ultimii 12 ani au fost 4 scumpiri pe calea ferată, care nu se regăsesc în condiții mai bune de călătorie. Își dau interesul cu trenurile, dar cu astea, că asta e pe picioarele ei, dar eu vin cu trenul și deja trebuia să vină de aproape 20 de minute. Astea sunt condițiile. Din ce în ce merge mai spre rău decât mai spre bine. E lipsă de responsabilitate și în cazul unor accidente evident nefavorabile ar trebui să fie răspunzători. Oficialii CFR au transmis pentru inspectorul PRO că vor face reparații, dacă le va permite bugetul. Numai pentru fațada clădirii pretindiei ar fi nevoie de aproape 6,5 milioane de euro. Nu de lipsă de bani e vorba, acuză sindicatele, ci de lipsă de interes. Anul trecut, guvernul ar fi retras o parte din banii de investiție ai Companiei Naționale de Transport Feroviar pe motiv că nu i-a folosit. La rectificarea bugetară din anul 2018 s-a luat iarăși 1.163 de milioane de la investiții, pentru că nu au fost folosiți. Altfel, tot traseul rețelelor de utilități din Gara de Nord este vechi de 50 de ani, deși perioada maximă de funcționare ar fi trebuit să fie de maximum 30 de ani. Am încercat să obținem un interviu cu directorul CFR, Ion Gavrilă, ca să aflăm de ce a lăsat gara în paragină. În zadar, timp de 2 luni a evitat întâlnirea cu echipa noastră, deși am făcut solicitări repetate. Nu puteți să-i anunțați că sunt aici? Nu am cum să anunț. Asta e procedura, eu nu am cum să sun, că n-am interior cu nici. Uh-huh. Hai, desconștiune, o să văd. Da. Mi-a dat ocupat. De o lună îmi dă ocupat.
În timp ce autoritățile ne demonstrează că nu sunt capabile să întrețină gara de nord, o echipă de arhitecți a venit cu o idee. A prezentat statului un proiect de regenerare urbană care prevede refacerea întregii zone, propunând ca model Union Station din Washington, Statele Unite. Zona gării de nord, în care avem un centru administrativ cu clădiri de birouri, centru cultural și gara, se mută după podul Grant. Aici ar fi noua clădire a gării, care are asociat un mall și în partea de sus un alt cartier. Inițiativa profesorului Mircea Enache, un arhitect român stabilit în Washington acum 20 de ani, nu a trecut de guvern. A fost, să zicem, plăcut, dar nu s-a mers mai departe, pentru că probabil nu era pe lista de priorități. Investiția s-a ridicat la 2,5 miliarde de euro și ar putea fi realizată prin parteneriate public-private. Noua gară și-ar amortiza cheltuielile în maximum 20 de ani, susțin inițiatorii proiectului, și-ar schimba mult fața celei mai mari porți de intrare în țară pe calea feroviară. Nivelul de trai din zona ar crește, s-ar crea locuri de muncă și, de ce nu, am avea și noi o gară demnă de cei aproape 150 de ani de existență. Sunteți dependenți de telefon și nu vă puteți desprinde ochii din ecran? Ei bine, s-a inventat primul aparat care vede dacă drumul este liber în locul dumneavoastră. Cum funcționează, aflați imediat. În timp ce Codruța Chioveș își mărea șansele pentru șefia parchetului european, la București, colegii ei din Ministerul Public au criticat într-o ședință de bilanț ceea ce ei numesc atacurile clasei politice la adresa independenței procurorilor. Iar aliat le-a fost și de această dată președintele Klaus Iohannis, care consideră că România nu se poate dezvolta câtă vreme este influențată de corupție. Procurorul General al României susține că 2018 a fost un an în care s-au exercitat presiuni mari asupra sistemului judiciar, în special asupra parchetelor, iar scopul ar fi fost altul decât cel declarat. Sub pretextul devoalării abuzurilor din modul de înfăptuire a actului de justiție și mai ales ale procurorilor, a fost promovată o campanie abilă având ca scop lezarea prestigiului, cu consecința inducerii artificiale a unei animozități față de un întreg corp profesional. Iar potrivit președintelui României, politicienii din arcul guvernamental au reușit prin modificările legislative din ultimul an să destabilizeze nu doar activitatea, ci și statutul procurorilor. Când tocmai persoanele care au interese directe să scape de cercetări penale sunt cele care fac legile în domeniul justiției, atunci însăși temelia statului de drept este amenințată. În schimb, președintele Instanței Supreme, care nu a rostit niciun nume, a preferat să folosească o parabolă. Impostorul urăște sincer oamenii corecți, pentru că ei sunt oglinda în care își vede propria goliciune, aceea spirituală și de caracter. În schimb, el acuză de regulă cu faptele probabile pe care le-a făcut el. Marele absent de la această ședință de bilanță a fost însuși ministrul justiției. Tudorel Toader a primit nu una, ci două invitații, una scrisă, alta prin Viu Grai, însă el a ales să lipsească cu desăvârșire. Iar această absență vine pe fondul unei relații din ce în ce mai tensionate între el și Ministerul Public, mai ales după recent adoptată ordonanță de urgență 7. Vestea că Laura Codruța Chioveș a primit cele mai multe voturi în Comisia de Libertăți a Parlamentului European s-a răspândit cu repeziciune și la cercul militar național. Procurorul general Augustin Lazar a urmărit votul pe telefon și a comunicat rezultatul președintelui Klaus Iohannis. Controversata ordonanță 114 va fi modificată în curând. Anunțul a fost făcut chiar de ministrul finanțelor Eugen Teodorovici înaintea unei întâlniri cu reprezentanții băncilor. Oficialul a declarat că ar putea fi excluse din taxa pe bănci creditele pentru prima casă, titlurile de stat și creditele pentru companii. Alți doi miniștri discută zilele acestea cu firmele din comunicații și energie, iar schimbările negociate vor fi adoptate printr-o nouă ordonanță de urgență. Taxa impusă de ordonanța 114 pentru bănci se aplică pentru toate creditele date de aceste instituții. Ministrul Finanțelor a anunțat însă că ar putea fi scutite creditele pentru IMM-uri, cele pentru prima casă, ori titlurile de stat, prin care băncile împrumută guvernul. Masa activelor financiare va trebui să fie dimensionată în sensul de a stimula băncile să finanțeze economia reală. Și repet încă o dată, nimeni nu dorește, eu nu-mi doresc ca ministru de finanțe, să taxez vreo bancă.
După întâlnirea de la Finanțe, prima după aprobarea de acum două luni a ordonanței 114, bancherii s-au declarat mulțumiți. Ambele părți au fost extrem de mulțumite de genul acesta de abordare. A fost o discuție la nivel de principii, care va continua, astfel încât să se coboare de la nivelul de principii la chestiuni mai concrete. Taxa impusă de ordonanța 114 pentru bănci crește acum în funcție de nivelul indicelui ROBOR, la fel ca rata unui credit. Potrivit unor surse apropiate discuțiilor, autoritățile ar pregăti înlocuirea acestui mecanism de taxare, cu unul bazat pe diferența între dobânzile la credite și cele la depozite. Taxarea ar urma să fie semestrială și nu la 3 luni, ca acum, mai spun sursele. Ministrii Energiei și Comunicațiilor discută la rândul lor cu firmele din aceste domenii. Toate modificările agreate vor fi apoi dezbătute în coaliția de guvernare și, potrivit lui Teodorovici, până cel târziu la 1 aprilie, guvernul va da o nouă ordonanță. Hotelierii și proprietarii de restaurante se pregătesc pentru sezonul estival și vor să angajeze mii de tineri. Sunt căutați atât oameni cu experiență, dar și studenți sau elevi care pot învăța la locul de muncă. Cei care nu locuiesc pe litoral, dar vor să lucreze la mare, primesc cazare și cel puțin o masă pe zi. Salariile sunt însă uneori și de 3 ori mai mici față de cele oferite în străinătate, așa că mulți le refuză. Georgiana a muncit anul trecut la un hotel din Londra, unde câștiga aproximativ 1200 de lire. Câteva sute le dădea pe cazare. Acum vrea să lucreze pe litoralul nostru și spune că nu acceptă mai puțin de 2000 de lei. Cameristă. Sezonul estival. N-ai vrea în recepție? Da, sunt studentă și momentan doar pe vară aș dori ceva de muncă. Păi pot și în recepție să eu doar pe vară fără nicio problemă. Mulți studenți se interesează de acum pentru o slujbă la vară. Căutăm pe cineva pentru postul de ajutor de agent de rezervări. Am lucrat la o agenție de turism din sudul litoralului. Undeva la 1600 de lei va fi salariu, plus bonul de masă și transportul de contat. Programul repetă-se de 5 zile pe săptămână. Anul trecut, 5000 de locuri de muncă au rămas libere în restaurantele, hotelurile și terasele de pe plajă. Criza s-a resimțit în primul rând în calitatea serviciilor. Hotelierii spun că nu se pot ridica la standardele din vestul Europei și salariile de acolo, care sunt și de 3 ori mai mari. Salariul variază începând de la 1800 de lei în perioada aceasta până la 2200 poate în sezon și, bineînțeles, masă inclusă, transport de contat. Patronii sunt de acord să angajeze și tineri necalificați. Ne dorim să fie deschiși, să fie o fire comunicativă, dispus să muncească. Unii angajatori nu anunță însă de la început ce pachete salariale oferă. Bănuiesc că voi avea aceste informații de-abia după ce voi fi anunțată că sunt angajată. Au început să spună ceea ce își doresc să facă și ceea ce pot ei să facă și zic eu că e un pas înainte pentru ei. N-au mai început cât ne oferiți. Pentru acest an, pe tot litoralul, sunt peste 20.000 de locuri de muncă în turism, potrivit autorităților. Multe sunt ocupate încă de anul trecut de angajați din Republica Moldova, Filipine și Nepal. Pentru că mult așteptata primăvară vine peste 2 zile cu alaiul ei de flori și mărțișoare, orașele sunt pline de tarabe care vând aceste simboluri prinse în șnurul alb roșu. Cusute, pictate din sticlă, lemn, metal, hârtie sau plastic, mărțișoarele vor ajunge vineri la destinatare, care le vor purta cu drag. Problema este că sunt tot mai puține lucrate manual de producătorii români, în timp ce piața este invadată de marfă chinezească mai ieftină. Luăm la pas centrul orașului Ploiești, unde găsim 10 de tarabe cu mărțișoare, dar foarte puține handmade. E un motiv tradițional, cusut pe lemn, ceva mai nou, 10 lei. Alții împletesc manual povești de dragoste. M-am gândit să creez această stare de drag și de pupicioși, ceva genul țucutie, mâncutie. Nea Vasile ne spune că tradiția se pierde în piața invadată de tăblițe, brățări și magneți produse în China. Sunt ieftine, lucioase și nu prea au nimic în comun cu simbolul nostru al primăverii. Ne-a lăsat la fund complet la aproximativ 30-40% față de când eram, când nu erau produsele chinezești. Anul ăsta le dau numai în 5 lei. Și să fac concurență chinezismelor. Cred că un magnet, așa, o mică atenție pentru toate femeile. În Timișoara găsim la vânzare inclusiv icoane. Uite asta, de exemplu, pentru soție și una din fiice. Ghiocei, potcoave, buburuze, pictate manual sau brodate, forme din hârtie, toate își așteaptă cumpărătorii. Prețurile pornesc de la 3 lei.
dumneavoastră v-ați ales singură, doamnă? Nu. Cam așa. Bine că suntem împreună. În Brașov, un fost restaurant chinezesc a fost transformat temporar în prăvălie pentru mărțișoare. În tăvile în care se serveau cândva pachetele de primăvară și pui Shanghai, stau acum grămezi de broșe sclipitoare. Întreprinzătorul recunoaște că marfa vine din China, dar susține că este totuși lucrată manual. Cartonul, șnurul și piesa și le montăm pe fiecare în parte. Adică fixați broșa pe carton? Da. Și asta este un lucru de mână, e un handmade și asta? Da, absolut. Gusturile nu se discută. Multe doamne și domnișoare spun că gestul în sine contează cu adevărat. Să dai cu sapa, să întorci fânul, or să mulci vaca sunt treburi pe care oamenii vrednici de la țară le prețuiau, deoarece îi ajutau să-și câștige pâinea. Astăzi însă, în cele mai multe ferme din România, mâinile harnice au fost înlocuite de roboți. Lipsa agricultorilor, creșterea producției, dar și diminuarea costurilor sunt principalele cauze pentru care agricultura de precizie a prins avânt și la noi. Vlad a prins drag de agricultură de la tatăl său, care a început să crească animale pentru lapte în anii 90. Astăzi au 200 de vaci și doar 2 angajați. Mulsul este robotizat, curățarea garajului este, adăpostul este robotizat, ridicarea furajului este robotizat. Avem 2 angajați care doar supraveghează. Deci ăsta este rolul omului în ferma noastră, de supraveghere. Au investit 650.000 de euro în tehnologizare, bani primiți în mare parte de la stat. Producția laptelui a crescut, calitatea laptelui, costurile au scăzut, nu mai ai atâta, roboții nu-i plătești. Și nu este singurul care gândește astfel. Mihai Solomei, de pildă, conduce o fermă de 56.000 de hectare, în Brăila. Acum 17 ani eram la un totul alt nivel, ceea ce făceau cei 20 în trecut, fac cei 6 în prezent. Acest robot este cel mai bun angajat al fermierului, face ce îi spui, când îi spui și nu obosește. Practic, el selectează și împachetează orice, fie legume, fie fructe. Iar în același proces își poate modifica puterea în funcție de produs. Iată că acum ne va aduce un nou, iar în funcție de brațele pe care le are, poate chiar să verifice calitatea produsului. Dacă tu ai o problemă în a găsi oameni care să-ți culeagă merele, roboțelul poate să o facă pentru tine. În timp ce cu acești senzori, care costă între 3 și 6 mii de euro, fermierii află din timp dacă solul este contaminat, dar și ce rezervă de apă are. Sus avem partea de senzori de direcție și viteza vântului, un senzor de putere luminoasă, în spate se mai vede un senzor de temperatură, umiditate. Aici, prins chiar de acest arbore, este vorba de o frunză electronică care monitorizează și evapotranspirația, practic simulează o frunză vie. Iar carnetele în care se notau rapoartele de umiditate, temperatură și calitate sunt înlocuite cu aceste dispozitive. Direct pe mail sau pe telefon, fermierii primesc odată la 10 minute alerte despre ce se întâmplă în serele lor. E vorba de un sistem de senzor fără fir, care acționează la o distanță de până la 3 km, cu baterii care durează circa 10 ani. Specialiștii olandezi, care folosesc agricultura de precizie de 10 de ani, cred că în următorii 10 și la noi mâna omului va dispărea complet. Cred că acesta este viitorul în agricultură, pentru că multe ferme s-au oprit din producție. Așa că trebuie să producem mai multă mâncare cu mai puțini oameni și trebuie să fim inventivi și să lucrăm cu noi tehnologii. În prezent, în agricultură, un angajat bun câștigă în medie 1000 de euro brut. În tot acest timp, românii redescoperă cu plăcere bucate gătite după rețete vechi datorită unor împătimiți care le caută peste tot. De exemplu, un tânăr bucătar și un artist au colindat Moldova, Dobrogea și munții Orăștiei și au găsit adevărate comori. La finalul fiecărei călătorii gătesc și cântă pentru cei care vor să afle cum se mânca și se petrecea altă dată. Punem găină la șert, punem un ardiel, ceapă, foi de dafini, morcov, pătrunjel, și punem tăiței de casă, punem borș acru, punem smântână și deasupra punem și carne, că și mai gustoasă. Așa prepară ciorba o gospodină care nu s-a abătut niciodată de la rețeta știută de la bunica. Acum, datorită ei, au aflat-o și Mihai Toader și Bogdan Simion. Din Moldova, cei doi au căutat comori culinare și în Dobrogea. De la ce vine cuvântul sarmac? Sarma. Ăsta-i sarma. De la înfășurat. Da. Și rețeta autentică de sarmale se face cu oaie, nu? Rețeta veche. M-am învățat să fac baclava, saraelie.
un fel de baclava. M-am învățat cum se întinde cu adevărat aluatul. E o tehnică foarte diferită. La finalul fiecarei călătorii, Mihai se apucă de gătit. Mergem în special în comune și sate, pentru că acolo s-a conservat mult mai bine tradiția. Avem câțiva oameni care încă mai păstrează sau nepoți care continuă tradiția. La rândul său, Bogdan alege muzica potrivită fiecărui fel de mâncare. Ospățu era în permanență însoțit de muzică. Ceea ce caut în mod deosebit la muzicile astea este originalitatea. Astfel de bucate faimoase în alte epoci găsim și în restaurante renumite din București. Clienții le apreciază denumirile, ingredientele și savoarea. Pregătim rețeta de rasol de berbecuț, rețetă boierească veche. Ea conține rasolul de berbec, rozmarin, usturoi, foi de dafin, boabe de piper. Gânații patricieni, avem niște făcuțe de vită cu un sos de vin, creierul de vită, fudulile de tăuraș. În general, o masă cu astfel de preparate costă în jur de 100 de lei de persoană. Ciorile au pus stăpânire pe Botoșani, iar oamenii sunt disperați. Păsările s-au mulțit excesiv și fac un zgomot de nedescris. În tot acest timp, autoritățile nu prea au opțiuni. Ciorile sunt protejate prin lege. Dimineața, cerul din Botoșani se întunecă brusc atunci când stolurile traversează orașul. Zgomotul este tulburător, la fel și mizeria lăsată în urmă de păsări. Dimineața, mai ales la ora 7 până ceva, se cărăbănesc. Ești, faci o crială de norocire. Numai sunete și minuni și câte și câte alte. Fac și mizerie? Da, păi da, mașină numai mizerie găsesc dimineața. Peste zi, ciorile merg să caute de mâncare la groapa de gunoi de lângă oraș, dar seara se întorc la cuiburi. Părerea mea că sunt câteva milioane. Dar o soluție pentru ele ca să se povărească? Nu ai ce să... Cioară. Disperate, autoritățile au încercat să le alunge cu niște dispozitive care imită sunetul de pușcă. Dar pentru că sunt extrem de istețe, ciorii l-au înțeles repede că nu este vorba despre un pericol real. Aceste păsări care trăiesc cel puțin 100 de ani sunt la fel de inteligente ca delfinii și cimpanzeii. Am încercat diverse metode pentru a le combate, legale. În început are efect, o săptămână, două, o lună, dar ulterior se învață. Cioara este un sanitar gratuit pentru că se hrănește cu rozătoare și hoituri. De aceea, pasărea este protejată prin lege în România, iar capturarea sau uciderea ei se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă penală de la 30.000 de lei la 60.000 de lei. Ciorile s-au înmulțit necontrolat, iar una dintre cauze ar putea fi împușcarea irațională a uliilor, șoimilor, acvilelor și bufnițelor mari, singurii dușmani capabili să le prădeze. Dispozitive care îți odihnesc ochii, periuțe de dinți care te învață să te speli și jocuri video în care jucăriile copilului prind viață. Iată câteva dintre gadgeturile lansate la târgul de tehnologie din Barcelona. Tot acolo a fost prezentat și un telefon căruia îi arată utilizatorului într-o fereastră ce se întâmplă în fața lui atunci când merge cu privirea lipită de ecran. O companie din Israel a creat telefonul ideal pentru cei care cu greu își pot dezlipi ochii de pe ecran. Pe lângă camerele din față și spate, dispozitivul are una și pe muchie, care filmează atunci când telefonul e ținut în plan orizontal, cea mai comună poziție în care citim sau urmărim ceva pe ecran. We spend 25% of the day here in our mobile devices. And while we are here, we are practically disconnected from our surroundings. So what we did is to connect you to your surroundings while you are here. Cu o cameră video mereu pornită, filmând în față, utilizatorul privește într-o fereastră și lumea reală. Mai mult, camera poate fi înclinată mai sus sau mai jos printr-o simplă atingere cu degetul când e deschisă o aplicație. Cei care au ochii roșii de la atâta privit în ecrane pot apela la un dispozitiv sub formă de mască, ce folosește vibrații și căldura de diferite intensități pentru a odihni ochii. Masca îi ajută și pe cei care au probleme cu somnul. Un mare producător de pastă de dinți a prezentat la Barcelona o periuță inteligentă care îi dă utilizatorului instrucțiuni despre cum să-și spele mai bine dinții. O aplicație conectată la telefonul mobil indică ce dinți nu au fost periați cum trebuie. Un startup britanic s-a gândit și la utilizatorii de șchioapă și a creat un joc video în care obiectele se strecoară în realitatea virtuală augmentată. Figurinele pot deveni personaje animate în jocul video. I've got three children myself and they would probably play on their iPads all day long if they had the chance to. So obviously we want to moderate that time and we also want to make sure that they have that
that kind of tactile and physical play time as well. Se îmbogățește tot mai mult și secțiunea de gadgeturi dedicate graficienilor. Un exemplu este stiloul care scrie pe ecranul unei tablete sau telefon, folosind orice fel de suprafață, masa, pereții sau chiar podeaua. Senzorul incorporat detectează mișcările 3D și astfel cuvintele sau desenele apar ca prin farmec pe ecran. Donald Trump și Kim Jong-un s-au întâlnit la Hanoi. Aparent relaxați, cei doi s-au complimentat reciproc. Trump l-a numit pe Kim Jong-un un lider grozav și la rândul lui a fost lăudat de dictatorul nord-corean pentru curajul de a iniția întâlnirea. Ambii au vorbit despre un summit mult mai reușit ca primul. Asta deși Coreea de Nord nu pare gata să renunțe la arsenalul nuclear. Donald Trump l-a tratat pe Kim Jong-un ca pe un vechi prieten. A avut grijă să nu exagereze cu strângerea de mână, a zâmbit larg și l-a bătut de mai multe ori pe spate pe omul căruia pe vremuri îi spunea Piticania Racheta. Înaintea întâlnirii între patru ochi, cei doi lideri le-au dezvăluit jurnaliștilor ce așteptări au. Președintele american i-a prezis Coreei de Nord un viitor strălucit dacă renunță la arsenalul nuclear. I think that your country has tremendous economic potential, unbelievable, unlimited. And I think that you will have a tremendous future with your country, a great leader. Trump și Kim au participat apoi la o cină de lucru, unde li s-au alăturat secretarul de stat american și ministrul de externe nord-corean. One of the great photographers in the world, one of the best. Make us look very good. Analiștii nu împărtășesc optimismul președintelui, părerea generală fiind că dictatorul nord-corean nu e de încredere și nu va renunța pentru nimic la arsenalul nuclear. Totuși, Trump pare gata să se mulțumească cu noi angajamente pentru denuclearizare și oprirea testelor nucleare. În schimb, ar fi gata să îmblânzească sancțiunile economice impuse Coreei de Nord. Oamenii de știință caută noi modalități de tratare acolo unde antibioticele nu mai dau rezultate. În toată lumea crește numărul pacienților care mor din cauza unor infecții altădată ușor de vindecat. Iar asta se întâmplă pentru că bacteriile evoluează și învață să reziste la medicamentele existente. Abordările pentru căutarea unor tratamente alternative sunt neobișnuite și spectaculoase. Plămânii LA sunt grav afectați de o boală genetică denumită fibroză chistică. Situația ei s-a complicat și mai mult după ce a contractat o infecție cu o superbacterie rezistentă la antibiotice. It's just really gotten worse. And now I'm needing oxygen all the time, the antibiotics for now 4 weeks. And I just feel as sick as when it started. El a aflat că alți pacienți cu aceeași boală au fost ajutați de tratamentele experimentale cu virusuri bacteriofage, dezvoltate de cercetătorii de la Universitatea Yale, și s-a oferit voluntar, sperând că măcar va amâna ultima opțiune rămasă, transplantul de plămâni. Ca în Zicala, cui pe cui se scoate, pacientul inhalează mai multe zile la rând virusuri care primesc misiunea de a vindeca infecția de la plămâni. So phages are very specific to the host they can kill, the bacteria they can kill. Odată ce infecția dispare, virusul și-a făcut datoria și moare. Historically, phage sensitivity testing has not been done in parallel with chemical antibiotic sensitivity, but now we're at the point where we could do them simultaneously. And so we could just, if we considered phages as a separate drug. Alte experimente inovatoare urmăresc înfometarea bacteriei care provoacă infecția. Aceasta este păcălită să consume un substitut pentru fierul de care are nevoie ca să se dezvolte. În paralel, alte cercetări caută căi de întărire a sistemului imunitar pentru a ajuta organismul să lupte mai bine împotriva infecțiilor. Iar pe site-ul nostru citiți despre o nouă lovitură primită de cântăreața Celine Dion. Vedeta canadiană care a stârnit îngrijorare printre susținători deoarece a slăbit foarte mult, riscă mai nou să-și piardă toată averea. Cine îi cere numai puțin de 500 de milioane de dolari, aflați de pe www.știrileprotv.ro. Cel mai simpatic locatar de la grădina zoologică din Berlin a avut prima sa ședință foto. Abia împlinit 12 săptămâni și încă nu a fost botezat. Iar până acum nu s-a dezlipit de mama sa, care îl supraveghează mereu grijulie și protectoare. Ultimii ei pui au trăit doar câteva luni. Din păcate, mortalitatea la urși polar născuți în captivitate poate fi destul de ridicată, spun specialiștii. Grădina zoologică berlineză a mai avut un urs polar care a dobândit faimă internațională, celebru Knut, care a apărut în filme, reclame și reviste. El a murit însă în 2011 la numai 4 ani.